Salut, sunt Sorin Sandu, actor al Teatrului Stella Popescu și mă bucur să ne revedem la, iată, deja obișnuitul nostru program de lectură din scrierile unor autori români, un proiect derulat de Teatrul Stella Popescu. Am ales pentru astăzi un fragment dintr-un volum, dintr-o carte care se numește Dăruind vei dobândi, scrisă de monahul Nicolae de la Rohia, așa cum s-a numit Nicolae Steinhard, atunci când s-a călugărit. Știți că el a devenit călugăr la mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia din Maramureș, unde a primit chiar o ascultare specială, și anume aceea de a continua să scrie. Și am ales pentru astăzi un fragment dintr-o astfel de meditație care se numește chiar Dăruind vei dobândi. Orb, neghiop și strâmt la minte cum mă aflu, n-am fost totuși atât de stupid și de neștiutor încât să cred că Hristos ne cere să dăm din prisosul nostru. Asta o fac doar și păgânii. Am fost însă îndeajuns de nepriceput și de rătăcit în beznă spre a cugeta ceea ce pare întru totul conform cu învățătura creștină, că ni se cere să dăm din puținul nostru. Ba, am și mers până la a mă învoi cu ideea că din pilda celor doi bani aruncați de femeia văduvă în cutia darurilor, vezi Marcu, capitolul 12, și Luca, capitolul 21, reiese îndemnul de a da tot ce avem, toată avuția noastră. A fost nevoie să nimeresc a citi, acum câtva timp, un text al poetului francez Henri Michaux, 1899-1988, pentru a înțelege, cu tremurându-mă și înfiorându-mă, că Hristos ne cere cu totul altceva, și anume să dăm ce nu avem. Dar să-l ascultăm pe Michaux. În mănăstirea unde ar dori să fie primit, se prezintă un candidat la călugărie. Îi mărturisește starețului: să știți, părinte, că nu am nici credință, nici lumină, nici esență, nici curaj, nici încredere în mine și nici nu pot să-mi fiu mie însumi de ajutor, iar altora cu atât mai puțin. Nimic nu am. Firesc ar fi fost să fie de îndată respins. Nu așa însă, ci starețul, abatele, cum zice poetul francez, îi răspunde: n-are a face. Nu ai credință, nu ai lumină, dându-le altora le vei avea și tu. Căutându-le pentru altul, le vei dobândi și pentru tine. Pe fratele acesta, pe aproapele și semenul tău, ești dator să-l ajuți cu ce nu ai. Du-te, chilia ta e pe coridorul acesta, a treia ușă pe stânga. Nu din prisosul, nu din puținul, ci din neavutul tău, din ceea ce îți lipsește, dăruind altuia ceea ce nu ai, credință, lumină, încredere, nădejde, le vei dobândi și tu. Trebuie să-l ajuți cu ceea ce nu ai. Dând ceea ce nu ai, dobândești și tu cel gol, cel pustiit, cele ce îți lipsesc. Cu ceea ce crezi că nu ai, dar care este, va fi în tine. Mai adânc decât adâncul sinei tale, mai tăinuit, mai înfășurat, mai limpede, izvor năvalnic care circulă fără oprire, chemând, îmbiind la părtășie. Da, numai așa putea vorbi un slujitor al lui Hristos, al celui tainic. Paradoxal, așa cum întotdeauna ne-a învățat: de vrei să cârmuiești, slujește. De vrei să fii înălțat, smerește-te. De vrei să-ți mântuiești sufletul, pierde-l pentru mine. De vrei să-ți recâștigi nevinovăția, recunoaște-te vinovat și uluitor. De vei da ce nu ai, vei dobândi și tu ceea ce ai dat altora. Nicăieri, în afară de Evanghelii, nu cred să se fi vorbit mai răspicat și mai creștinește decât în micul poem al lui Michaux, care mi-a stârnit stupefacția și entuziasmul. Poate în unele fragmente din Frații Karamazov și Demonii,
poate Cervantes, făurindu-l pe El Nuestro Señor Don Quijote, El Cristo espaniol, poate Albert Camus în textul despre Oscar Wilde, intitulat Artistul în pușcărie, și despre mergerea către Hristos nu prin suferință și durere, cale bună, inferioară totuși, ci prin exces de fericire și chip de euforie, cale superioară. Nicăieri nu cred că vreun poet or prozator să fi vorbit mai de aproape de cel neapropiat. Dând ce nu avem, dobândim prin ricoșeu ceea ce cu nemaipomenită sfruntare ne-am încumetat a dărui altuia. Și mă opresc aici, dar vă îndemn să continuați lectura din acest superb volum de meditații, Dăruind vei dobândi, monahul Nicolae de la Rohia, Nicolae Steinhardt. Vă mulțumesc pentru cele câteva clipe petrecute împreună. Să ne vedem cu bine data viitoare!